La Salău s-a desfășurat finala campionatului de volei Cupa Asociației Sportiva Pompierilor din România, ediția 2014, în perioada 25-26 noiembrie, la care au participat echipele reprezentativelor inspectoratelor pentru situații de urgență a județelor Arad, Cluj, Olt, Neamț și Sălaj. Competiția s-a desfășurat pe parcursul celor două zile la sălile de sport ale liceului Alessandru Papiul Arian Zalău și a școlii generale Gheorghe Lazar. Echipa sălăjeană a pornit ca favorită, ținând cont că în anul 2009 și-a adjudecat de fiecare dată poziția întâi și pe bună dreptate așa s-a întâmplat, surclasând pe rând toate echipele adverse. Clasamentul s-a prezentat la final astfel în ordine. Locul întâi, ISU Sălaj, urmate de ISU Neamț, ISU Cluj, Arad și ISU Olt. Lotul echipei sălăjene a avut următoarea componență: Chichișan Adrian, Gale Gavrilă, Păun Andrei, Șomoi Gabriel, Oșvan Șandor, Verdaș Ciprian, Stoica Radu, Rada Adrian, Nicoară Nicolae și Opriș Florin. Câștigătorii au primit cupe și diplome.